Salut, prieteni, bun găsit, oameni buni, la o nouă ediție specială a emisiunii Riposta, într-adevăr și dreptate, vă spun și în această seară, același Marius Mitache, alături de colegii mei din regia tehnică, doamnelor și domnilor, pentru o Târgoviște sănătoasă și dezvoltată, exclusiv prezent la noi în studio, ca în fiecare miercuri seara, ca în fiecare săptămână, deja suntem convinși și suntem încredințați că v-ați obișnuit, doamnelor și domnilor, primarul municipiului Târgoviște, în fața dumneavoastră, domnul Daniel Cristian Stan, liderul organizației municipale PSD Târgoviște și secretarul executiv PSD Dâmbovița, căruia îi spunem și noi bună seara, domnule primar, bine ați revenit! Bună seara, mulțumesc mult pentru invitație, mă bucur să fiu din nou în studioul Columna TV, în fața telespectatorilor Columna TV, să discutăm despre administrație, despre politică și despre ce mai este interesant pentru telespectatori. Bun. Ce mai este interesant pentru telespectatori? Începem cu școala, domnule primar, pentru că marți 2 iunie este programată reînceperea cursurilor pentru elevii de clasa 8-a, 12-a și a 13-a. Chiar astăzi în Parlament, Parlamentul a dat un vot de blam Ministrului Educației Naționale, doamna Monica Anisie. Domnia sa a trecut moțiunea simplă inițiată de către PSD ALDE și Pro-România. Cum vedeți, din acest punct de vedere al administrației publice locale, reînceperea cursurilor e adevărat cu un număr limitat de elevi, dar primăria, dacă este pregătită, a luat toate măsurile în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean și dacă promisele măști ale Guvernului către elevi au ajuns la destinație, domnule primar. Bun, în primul rând vreau să menționez că încă din luna martie noi am alocat un buget total undeva la 400.000 de lei pentru achiziționarea de dezinfectanți, de covorașe, de tot ceea ce este necesar pentru a se putea face față pandemiei așa cum trebuie. Deci fiecare unitate de învățământ a primit încă din luna martie buget pentru a se aproviziona cu toate aceste materiale, cu dispensere și așa mai departe. Am discutat cu cei care conduc unitățile de învățământ, cu directorii de școli. Nu sunt probleme în momentul de față în municipiul Târgoviște pe tot ceea, repet, tot ceea ce înseamnă obligația administrației publice locale în vederea reluării în condiții asigurări de condițiilor. Siguranță, da? De siguranță medicală a cursurilor, pregătirile pentru examenele naționale, de fapt. Dezinfectanți, dezinfectări, da? Bugetul pentru dezinfectări asigurat de către Primăria Târgoviște. Și suntem pregătiți, pentru că tot mi-a spus întrebarea mai devreme, în situația în care guvernul nu reușește să ducă la bun sfârșit achiziția de măști, să oferim noi măști, pentru că licitația a fost, să oferim exact noi măști tuturor cadrelor didactice și elevilor implicați în aceste pregătiri și în examenele naționale. Deci vreau să-i asigur pe târgoviștenii de faptul că trebuie să stea liniștiți, chiar și în contextul în care guvernul, iată, deja după ce a lansat atât de târziu licitația, a anulat licitația pentru achiziția aproximativ 17 milioane de măști pentru întreaga țară, da? Am văzut că a relansat achiziția, nu știu dacă se va termina și cât de repede se va termina această achiziție, dar în orice caz, noi suntem pregătiți ca la 1 iunie, dacă nu au ajuns aceste măști de la guvern, să distribuim noi măști către toate unitățile de învățământ din municipiul Târgoviște, astfel încât atât examenele naționale, cât și pregătirile pentru examenele naționale să se desfășoare, cum am spus, în condiții de securitate maxim medicală. Deci nu este niciun fel de problemă. Deja există covorașele acelea pentru dezinfectare, deja există dispenserele, deja există dezinfectanții, deja am asigurat acele termometre, deja personalul nostru este pregătit, asistenții medicali care vor asigura controlul epidemiologic sunt pregătiți cu toții să respectăm întocmai reglementările legale în vigoare. Se pare că guvernul are o problemă în a-și respecta propriile reglementări, pentru că este un ordin comun al Ministrului Sănătății și al Ministrului Învățământului, da? Cu privire la condițiile în care se reiau cursurile, cum a spus dumneavoastră, de fapt se reiau pregătirile pentru examene naționale și se desfășoară examene naționale, iar în momentul acesta, din păcate, nu avem certitudinea. Dar, repet, târgoviștenii trebuie să stea liniștiți, primăria este pregătită cu măști suficiente pentru
toată populația școlară implicată în aceste activități care vor debuta la începutul lunii, iunie. Fără niciun fel, deci fără niciun fel de problemă, noi suntem pregătiți. Am demarat licitațiile mai devreme, având în vedere obligațiile pe care le avem de a purta la locul de muncă mască, de a avea în mijloace de transport în comun și așa mai departe. Noi am făcut achiziții, nu am achiziționat special pentru acest obiectiv, examene naționale, dar în situația în care guvernul nu va asigura măștile, noi le vom asigura. De altfel, parcă și văd o hotărâre de guvern dată undeva pe 1 iunie să spună, domne, să dea administrațiile publice locale, că, da? Cum s-a mai întâmplat? În orice caz, am văzut astăzi că s-a spus că pe 2 iunie să fie în școală. Păi eu cred că e deja târziu 2 iunie, dacă pe 2 iunie trebuie să înceapă pregătirile. Da? Ar trebui undeva la sfârșitul lunii acesteia să, până se distribuie, până ajung și așa mai departe. Păi nu, azi e deja miercuri, vine weekendul. Nu știu care e termenul de livrare pe care se bazează, dar să gestionezi 17 milioane de măști e destul de dificil. 15 sau 17, ca și arată licitații. M-am uitat și eu de curiozitate. Am văzut în spațiu public o discuție destul de laborioasă pe acest subiect și m-am uitat și eu, dom'le, hai să văd și eu cum arată caietul ăla de sarcini. Păi cum să nu anulezi licitația când tu m-ai prevăzut 4 ore pentru depunerea ofertelor? 4 ore la 17 milioane de măști cu recomandări, cu certificate de conformitate, cu toate documentele, sunt vreo 9 seturi de documente pe care trebuie să le atașezi acelor măști. Păi sunt numai două posibilități aici. Fie erau date cu dedicație, da? Fie dintr-un diletantism și dintr-o irresponsabilitate extraordinară, nemai întâlnită, s-a ajuns în această situație. Parcă văd unifarmul că va câștiga licitația, da. Și se va aproviziona fără respectarea legurilor de la achizițiile publice de la diferiți subcontractanți care sunt deja probabil pregătiți cu măștile, 17 milioane de măști, vă dați seama, este o cantitate imensă. Cam așa arată situația în acest moment. Discut obiectiv, fără patimă politică, da? Dar numai în pielea celor care trebuie să se prezinte la unitățile de învățământ și n-au cu ce. Bun, iată, ne-ați oferit o informație de breaking news, doamnelor și domnilor. Ne asigură domnul primar, primăria Târgoviște este pregătită pentru a asigura, din punct de vedere medical, securitatea cadrelor profesorilor și elevilor. Marți dimineață totul va fi... afară de acele măști pe care trebuie să le dea guvernul, în rest totul, dar totul, de la triajul epidemiologic, la luarea temperaturii, la dezinfectați, la dispensere, la covorașele acelea, totul este asigurat de, la personalul medical, totul este asigurat de primărie și nu ne-am văitat niciodată, este treaba noastră, dar dacă nu vor veni acele măști, dăm și măști, pentru că avem. Da? Și urmează să facem noi achiziția ulterior pentru necesitățile pe care le avem noi la nivel de instituție, dar trebuie să intervenim în momentul de față pentru a compensa acest gol. Da. Eu sper ca guvernul să ducă la bun sfârșit, de fapt să-și ducă la bun sfârșit propria obligație, că despre asta este vorba. Noi suntem într-o situație fericită, dar dacă nu vor face lucrul acesta, poate că sunt alte unități administrative teritoriale care nu au stocuri de măști. Groaznic. Bun. Asta e situația, eu sper să se rezolve și... Măcar în la 12 la ceas, cum a făcut atunci cu starea de alea. Și mai avem și situația cu măștile care se dau pentru persoane defavorizate. Da? În Târgoviște avem vreo 6.000. Ori 50, cât e, să vă dați seama, acolo n-a debutat achiziția. Păi când le luăm? După ce trece pericolul? De ce le mai luăm după aceea? Poate că, așa nu este, știu, poate că... Aveți dreptate și pentru persoanele defavorizate. Poate că vedem noi diferit această situație. Păi aici, în Târgoviște, dacă a rămas 10 minute o baltă undeva în oraș, vin băieții ăștia de la PNL, îi fac poză și o pun pe Facebook.
Păia cu... Dar fotografiat așa, din unghi, din bag, da, baltă, păia, de parcă zici că e Oceanul Pacific. Păia cum, da, când se pune în pericol securitatea a mii și mii de copii și de cadre didactice numai în Târgoviști, păi nu mai ziceți nimic? Am mai vorbit de ipocrizia proverbială deja, da, a reprezentanților PNL. Cam asta e situația. Să-i ferească Dumnezeu să se întâmple ceva. Și din cauza iresponsabilității, că până la urmă trebuia să lansezi licitația asta câteva zile înainte. Atât! Nu trebuia să faci nimic altceva. Trebuia să... Iar în momentul în care tu în caietul de sarcini ai prevăzut 4 ore... Păi, cum să prevezi 4 ore pentru o licitație de 17 milioane de, de măști în momentul în care trebuie să depui oferta? Păi poate că nici nu... Poate că nici nu vedeai invitația de participare. Poate că nu erai pregătit și nu știai despre ce este vorba. Sau trebuiau să vadă numai unii invitația de participare, care aveau și documentele pregătite, că e o altă concluzie, nu pot să trag. Dar nici așa, domnule, dar nici așa, n-au reușit să facă ceea ce trebuie. Bine, important e că dumneavoastră și echipa din fruntea administrației publice locale ați luat măsuri, iată, preventive, pentru asigurarea condițiilor optime reluării cursurilor de pregătire în vederea susținerii examenelor naționale și de bacalaureat anul acesta. Dar știți care este, mi-am adus aminte, astăzi Curtea Constituțională a declarat neconstituțional învățământul online, domnule primar. Știți că a fost proiectul ăla inițiat de Partidul Social Democrat cu învățământul online, atacat la curte, contestat la curte de către președintele Klaus Iohannis și curtea vine astăzi și dă verdictul. Foarte bine. Să găsească acum soluția să rezolve problema învățământului. Să găsească acum soluția sau justificarea pentru care s-au plătit salarii în învățământ, se plătesc salarii în învățământ, așa cum este normal. Dar dacă învățământul online nu este acceptat pentru că domnul Iohannis a înțeles să atace la Curtea Constituțională legea, să găsească soluții în momentul de față. Păi nu, dar acum politicianismul ieftin, da, lipsa de profesionalism și incompetența reprezintă ingrediente letale pentru o societate, mai ales în situația în care trebuie să ne confruntăm cu această pandemie. În loc să fim cu toții la aceeași masă, în loc să încercăm să găsim soluții, unii au vrut să câștige capital electoral și mai mult decât atât să-i bage la apă pe ăla. Zic că, dom'le, eu atac că legea aia nu e bună. De ce? Că e inițiată de PSD. Păi, unde ajungem în condițiile acestea? Sigur că vom vedea... Da, și cu apropo de această, cum să spun, lentoare în a reacționa. Păi domnii cu starea de alertă, domnii din guvern au uzat de un subterfugiu. Au dat inițial hotărâre a Comitetul Național pentru Situații de Urgență de a intra în starea de alertă. Ilegal, de altfel. Ilegal, da. Până când au reușit ei să obțină avizele pe hotărârea de guvern. Da. Dar am tăcut în gură. Tocmai din acest motiv, pentru că suntem în această situație, da, și n-avea rost să bombardezi pe un subiect care iarăși a scos în evidență lipsa de profesionalism a celor care se băteau cu pumnii în piept că sunt cei mai mari specialiști în viață. Nu, dar o să ne trezim, probabil că avocatul poporului să atace la curte și starea de alertă, o să ne trezim că și starea de alertă va fi declarată neconstituțională. Nu mai spun de amenzile care s-au dat în mod nelegal. Am fost campion mondial. Nu spune nimeni că nu trebuie date sancțiuni dacă se încalcă dispoziții legale. Dom'le, dar sancțiunea aceea trebuie să fie individualizată pe de o parte foarte exact la nivel legislativ. Nu poți să stabilești niște limite atât de largi la grămadă, da. Da? Și pentru aceeași faptă, agentul constatator din, să spun, din cartierul Matei Voievod să aplice o sancțiune, agentul constatator din cartierul Tudorul Vladimirescu din Micro 6 să aplice o altă sancțiune, eventual de 4-5 ori mai mare. Da?
Aici a intervenit Curtea Constituțională. Nu cum a încercat să, cum a încercat să acrediteze ideea premierul, că domne, Curtea Constituțională este irresponsabilă și nu îi lasă pe nimeni să sancționăm oamenii care nu respectă măsurile impuse și pun în pericol sănătatea publică. Nu! Curtea... Dar un atac blasfemitor la adresa Curtea Constituțională a spus altceva. Reglementați, respectați și drepturile și libertățile individuale ale oamenilor în momentul ăsta. Asta a spus Curtea Constituțională. S-a comportat așa cum s-a comportat de fiecare dată. Că ne-a convenit, că nu ne-a convenit, că uneori le-a convenit, alteori, iată că nu le-a convenit și în momentul în care nu le-a convenit, au atacat. Și au spus că sunt, domne, niciodată n-au recunoscut, n-a ieșit să spună, domne, uite, recunosc. Poate că n-am luat cea mai bună decizie în momentul ăla, sau am greșit, sau nu m-am preocupat unde a ajuns. Nu, domne, alții sunt de vină. Bun, primarul Târgoviște s-a termoscanat, domnule Daniel. În fiecare zi. Că am văzut că România e împărțită în două, sunt multe... Știu eu, lanțul de magazine care nu au luat o astfel de decizie sau au renunțat la astfel de decizie. Vă aduceți aminte evenimentul care s-a întâmplat nefericit de altfel cu un bătrân pe cadrul, la un supermarket. Pe cadrul legal în vigoare, bun, rău, prost, așa cum poate fi, pe cadrul legal în vigoare, este obligatorie termoscanal, cum a spus dumneavoastră, de fapt este obligatoriu acest control epidemiologic, da? Păi nu e adevărat, eu am văzut niște voci deci, autorizate din sistemul medical. Nu, eu discut din punct de vedere juridic. Da, dumneavoastră spune din punct de vedere juridic. Dacă că acel magazin și-a luat măsurile de a avea personal medical sau nu, asta e o altă discuție. Păi domnule, că niște paznici ne termoscanează, asta este, asta este o altă discuție. Mai mult decât reglementările spun așa, domne, ai peste 37,3, cred că da, este limita, aștepți 5 minute și îți iau din nou, nu știu dacă se procedează așa, dar așa este legea în vigoare. Nu se procedează. Și îți iau din nou temperatura, pentru că e posibil ca în momentul respectiv să ai... Să fii mai înfierbântat, da. Da, da, orice, da, vin căldurile acum. În orice caz, acum... 37,3, cum s-a stabilit limita asta? Nu, acel... comite științific, nu știu, că l-am văzut pe domn președinte ieșind astăzi, domn președinte Iohannis, ieșind astăzi spunând că vrea să organizeze, nu știu ce, comitet strategic să ia anumite decizii. Deci, încă o dată... Vă spun eu, grupul de reflexie strategică. Dată, eu n-am înțeles nimic din... Încă o dată... Bine, a citit o novelă. Încă o dată, de fapt, ce se întâmplă? Se creează niște structuri paralele, că asta se întâmplă, astfel încât să fie legitimate, iarăși anumite intervenții. Da? Delimitarea drepturilor și libertăților cetățenești, că asta se încearcă. Da, da, asta se situează în afara Constituției. Astea sunt aceste organisme, pentru că chestiunea aceasta cu starea de urgență, starea de alertă, sunt chestiunea normale. Ele nu țin de mersul firesc al unei societăți. Corect. Da? Ele sunt chestiuni excepționale și așa trebuie să rămână, cu caracter excepțional. Nu să încercăm să găsim tot felul de subterfugii, de tertipuri, astfel încât să prelungim puțin această, cum să spun, competență legală de a restrânge dreptul și libertăți cetățenești. Eu sunt jurist de profesie și am învățat că se vede, domnul, dreptul celuilalt începe unde se termină dreptul meu. Da? Sau teoria dreptului subiectiv civil, ca să intru puțin la mănunte. Da, spuneți și lui Claus Werner Iohannis teoria dreptului civil. Adică libertatea și lui Ludovic Orban. Libertatea de mișcare a unei persoane se termină unde începe libertatea de mișcare a celeilalte. În momentul în care a intrat în partea cealaltă, deja abuzezi. Corect. Bun, se cuvine să luăm un scurt moment de publicitate, doamna și noi. Important este tragem o concluzie din prima parte a emisiunii. Important este că Primăria Municipiului Târgoviște a luat măsurile care se impun de altfel, preventiv, în condițiile în care guvernul nu va asigura măștile necesare reînceperii cursurilor de pregătire pentru elevii care susțin examenul național și bacalaureatul, astfel încât la data de 2 iunie, când este programat această reîncepere a cursurilor, totul să fie asigurat din punct de vedere al securității medicale pentru toate cadrele didactice și pentru toți elevii, pentru toți participanții la aceste cursuri de pregătire. Luăm publicitate, nu plecați nicăieri, o să aflăm
și care este stadiul marilor proiecte la nivelul municipiului Târgoviște, doamna și domnule, pentru că sunt peste 70 de proiecte aflate în diverse stadii de derulare și foarte multe dintre acestea chiar în această vară vor fi finalizate. Publicitatea reveni imediat. Da, am revenit, doamna și domnule, continuăm dialogul cu primarul municipiului Târgoviște, domnul Daniel Cristian Stan. Iată, pentru o Târgoviște sănătoasă și dezvoltată din punct de vedere al sănătății, am discutat în prima parte a emisiunii. Știți foarte bine ce măsuri a luat administrația publică locală pentru asigurarea securității locuitorilor municipiului Târgoviște. Discutăm în partea a doua a emisiunii pe marginea marilor proiecte derulate la nivelul municipiului Târgoviște și am văzut și pe rețele de socializare și în ultima emisiune de săptămâna trecută cu domnul primar că foarte multe dintre aceste proiecte, domnule primar, vor fi finalizate chiar în această vară spre deznădejdea și disperarea unora. Că am văzut și multe... Celor mai rău intenționați, da. Am văzut, apropo de Facebook, domnule, am văzut atât de multă determinare pentru unii în a se dedubla, în a-și face conturi false, domnule, peste conturi false, așa ceva rar, n-am să înțeleg niciodată care este rolul pentru care vrei să crezi tu, n-ai cum, că un cont care ai făcut... Vă referiți la ăla al primăriei municipiului Târgoviște? Nu, mă refer la toate la conturile, la toate conturile false care, nu mă refer la grupul acela. Nu numai la toate conturile false care se fac, conturi făcute mai, în aprilie, n-ai decât 5 prieteni. Păi e clar că e cont pe care l-ai făcut ca să poți să înjuri pe unul și pe altul neasumat. Da? Despre asta e vorba. Dar ei îi subestimează pe târgoviștenii. Au mai făcut-o, odată o fac și acum. Îi cred, acea strategie, da. Da, îi cred ușor de manipulat. Oamenii nu sunt ușor de manipulat, că oamenii văd, oamenii circulă prin oraș și văd ce se întâmplă. Despre asta n-am nevoie de conturi false. Pentru a arăta că, spre exemplu, Piața Tricolorului este aproape gata, da? Mai avem puțin de lucru pe zona anfiteatru. Apropo, este fantastic. Degeaba au tot încercat să denigreze, să... Am zis și eu, voci, domnule, sunt niște sicrie acolo, că sunt cavouri. Da, arată foarte bine. Acum sunt niște... E o vegetație... Știți cum e că... Când va fi gata, va fi super. Știți cum au făcut sau cum fac? În momentul în care te-a pus să-ți văruiești casa. Mă, nene, e un moment în care nu-ți vine să te mai întorci acasă. Din cauza că sunt toate acolo, e șantier și așa mai departe. Corect. Și ei, ca și cum s-ar duce, ar face poze repede acolo și după aia pune pe Facebook. Ia uitați în ce condiții stă cutare. Da? Așa și cu aceste proiecte. E fix același lucru, da? Păi atât timp cât e un șantier, ce voi ai? Cum voi să, ce voi să-l cosmetizez? Ce să-i fac? Da? Nu, dar am văzut și bălțile alea, bă, calea aia lumii. În momentul, firmate așa, da, am văzut. În momentul acesta, mai avem de lucru în zona din fața cecului, depus granitul, cu precizarea că am reușit să aprovizionăm tot granitul, constructorul a reușit, am mai discutat, vine din India. Da? Bun. Iată că, așa și cu perioada asta urâtă, și cu ploile pe care în fiecare zi ne cam încurc acum, vreo câteva zile am pierdut la din cauza asta, dar e vorba de câteva zile. Luna viitoare gata piața și va fi un loc extraordinar pentru târgovișteni. O investiție de aproximativ 1 milion de lei a primăriei Târgoviște. Eu cred că aici trebuie intervenit de vreo 30 de ani în acest centru. Ți era rușine să vii la kilometru zero, în Piața Tricolorului din Târgoviște. Ți era rușine la ceremoniile oficiale să vezi spartă marmuraia, să vezi condițiile în care arăta din punct de vedere urbanistic piața respectivă. A fost frumoasă la momentul la care a fost făcută. Erau straturi peste straturi, da, pavele peste marmură, marmură peste pavele și așa mai departe. Improvizații, da. Bun. Vom face probele săptămâna viitoare, cred, am discutat cu constructorul și la fântânile acelea, să vedeți cum arată. Și vom avea o piață publică modernă, separată cumva zona de ceremonie acolo, fântânile și zona de promenadă și așa mai departe, aici în fața Consiliului Județean și a Instituției Prefectului, cu jardinierele acelea foarte generoase, dar n-aveam cum să plantăm o pădure în centrul orașului
pentru că aveam nevoie de un spațiu larg, da, cum este în orice oraș care, care se respectă, da, veți vedea peste tot. Și, repet, luna viitoare totul va fi gata. Foarte puțin credeau că piața Tricolorului va mai fi renovată în viitorul, în viitorul apropiat. Dom'le, lasă că asta, suntem obișnuiți cu ea. De când ne-am născut, așa arată piața Tricolorului. Nu, dar este centrul municipiului Târguviște, exact în se va reface 0. Și soclul la statui, vor fi și statuile curățate. Un singur aspect aș vrea, chiar mă gândeam când am trecut astăzi prin fața piaței Tricolorului, chiar prin piața Tricolorului, dacă ați putea să găsiți o soluție, e adevărat că acolo este o clădire privată. La Mondial vă referiți? La Mondial, da. Am notificat deja, adică, am notificat deja proprietarul. La vom Mondial, mări, toată fațada aia. Vom mări impozitul de 5 ori. Să vede groaznic. În situația, adică e frumos până în acolo, situația în care nu se vor lua măsuri. Măcar să se facă puțin fațada. Exact. Dacă nu are, nu sunt resurse pentru o intervenție de substanță, da, măcar să se aranjeze puțin fațada. Vă garantez că voi face tot ce și le garantez Târgoviștenilor, voi face tot ceea ce voi putea ca piața să arate bine și din punct de vedere estetic al clădirilor care îl înconjoară. Da. Mai mult decât atât, că tot discutăm de zona centrală. În toamna asta, eu sper ca până în toamnă, sau în vară, dar cel târziu în toamnă, Cinematograful Independența va fi gata. S-a luat aviz pe modificarea proiectului de la minister, Cinematograful va fi gata și mai scăpăm de o pată de pe obrazul Târgoviștei, da? Așa cum arăta până acum, dacă intrai în zona aia, te speriai. Așa este. Că era o ruină și un pericol și un loc unde intrau oamenii străzii. Și făceau focul. Că așa, asta era... Și erau lilieși pe acolo. Și lilieși, da, când am început proiectul, așa este, când am obținut introducerea pe lista Sinteza, Compania Națională de Investiții, în urmă cu vreo 4 ani, apropo, asta este, atât a durat, e un proiect al Compania Națională de Investiții, de reată că reușim să-l finalizăm, da, erau lilieși acolo. Însă, Târgoviște va avea o sală multifuncțională de aproximativ 500 de locuri, nu numai cinematograf, pentru că zona va putea fi folosită pentru orice eveniment cultural când vom putea să facem aceste evenimente, pentru că iată că, din păcate, probabil vom avea nevoie de săl de 2000, de 3000 de locuri la normele de distanțare socială care se vor impune și care probabil vor rămâne valabile mult timp de acum înainte. Păi de ce? Poate dispare. Ați văzut că sunt voști care susțin că nu va mai veni al doilea val, chiar OMS-ul. Nu știu, al doilea val, primul val. M-am auzit astăzi în conferința de presă a Partidului Național Liberal, de aici, de la Dâmbovița, am auzit o expresie care mie mi s-a făcut pielea de găină. Au spus, au murit numai 1000 și ceva de oameni de coronavirus. Aula. Cum să spui, au murit numai 1000 și un om dacă moare e o tragedie? Da. Adică mi se pare cinică. Ceva declarat. Ca să scoată în față, vezi, Doamne, eficiența măsură luate de guvern. Care măsură, că era să zic o prostie? Că toate au fost în sarcina administrațiilor locale, da? Au spus, Doamne, au murit numai 1000. Să poate așa ceva? Mă rog, am făcut paranteza asta, mi-am adus aminte și n-am putut să trec. Am spus că o să fiu puțin mai rezervat pentru că nu vreau să transform să pară o vendetă politică toată această discuție, însă nu puteam să nu subliniez. Dar nu puteți ignora, să nu subliniez acest aspect. Vorbeam de Cinematograful Independența. Bun, se lucrează vară, cel târziu începutul toamnei. Gata și zona respectivă. Noi vom intra, vom face toată zona adiacentă a celor blocuri, vom parcarea și așa mai departe, strada va fi o zonă nouă, renăscută. Da, cu piața Tricolorului realizată, cu Cinematograful Independența, ne vom apropia până la sfârșitul anului și cu Parcul Mitropoliei, da, vom fi foarte aproape de finalizarea lucrărilor. Și cu piața Revoluției. Și piața Revoluției, cam toată zona asta. Cu precizarea că, și vreau să fie foarte clar pentru toată lumea,
că facem eforturi deosebite din punct de vedere financiar. Nu mă fait de, nu știu, efortul de fizic sau consumul pe care trebuie să-l facem. E vorba de bani, că 67 de milioane de lei minus la această dată pe zona de execuție bugetară. 67 pe săptămâna trecută ne-am spus de milioane, 12 milioane de lei. Numai pe ceea ce însemna încasări. Acum discutăm și de TVA-uri și de IVG. Este o cifră uriașă. Este o cifră foarte, foarte mare. La buget. Este o cifră foarte mare. La momentul ăsta, poate suntem, cum să spun, poate impactul e mai dur. Mai dur decât ar trebui să fie, pentru că la sfârșitul lunii iunie avem termenul de plată al impozitelor și taxelor care a fost amânat de la sfârșitul lunii martie. Și e posibil să ne mai revenim. Dar sub nicio formă nu vom recupera pierderea aceasta. Eu am subliniat această sumă pentru a vedea în ce condiții am reușit totuși să lucrăm. Și că tot am discutat de proiecte care se finalizează vara aceasta, în toamna asta, cel târziu. Mai avem unul foarte important. Școala Mihai Viteazu. Un proiect de 18 milioane. Eu garantez că va fi una dintre cele mai moderne instituții de învățământ din România. Una dintre cele mai moderne. Pe fonduri europene. S-au ridicat deja toate cele 7 corpuri de clădiri suplimentare. Inclusiv un corp principal în care am construit 14 săli de clasă noi. Da? Am fost ieri acolo într-o vizită de lucru și suntem în următorul stadiu. Lucrăm la finisajele interioare peste tot. S-a montat tâmplăria exterioară și tâmplăria interioară, inclusiv ușile de la sălile de clasă. Mai este de dat ultima mână de var și de pus pardoserile, da, peste tot. Instalațiile electrice, instalațiile termice sunt finalizate și mai avem de intrat la zona de bază sportivă. Sala de sport este, mărirea sălii de sport este gata, da, și așa mai departe. Va fi gata până la începutul anului școlar. De asemenea, ce va mai fi gata vara aceasta? Creșa 8, creșa 13, creșa 14. În total vreo 14 milioane de lei valoare acumulată acestor proiecte, toate finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Am uitat să spun Piața Mihai Viteazu, finanțată pe fonduri europene, axa 10, modernizarea infrastructurii educaționale. Da? De asemenea, pe fonduri europene, mai finalizăm skateparkul din vecinătatea parcului Chindia. De asemenea, finalizăm tot în această vară parcul de la Umegară, apropo, la mall, aproape gata, am văzut că au pus sigla de la Carrefour ieri, arată, începe să arate o zonă comercială de invidiat. Din păcate, nu am reușit, din cauza pandemiei, să avem, la 28 mai era data, da, era termenul de inaugurare. Da. Un mare concert. Un concert general. Asta este situația, însă Târgoviște va avea o zonă comercială de invidiat. De asemenea, vor fi finalizate în această vară, adică mâine trebuia să iei. Următoarele incredibil. Următoarele tronsoane de la centură. În 2 săptămâni cel târziu, pasajul de la Linoasa cu Alea Sinaia și Magrini, da, până la podul de la Valea Voievozilor. De asemenea, tot în acest an va fi finalizat pasajul de la Petru Cercel, iar luna viitoare vor începe lucrările de asfaltare finală pe Petru și vor fi și finalizate, bineînțeles, pe Petru Cercel și la Minorului. Da. De asemenea, tot anul acesta va fi finalizat podul de la Teiș, podul existent ca și reabilitare. Probabil, nu sunt absolut convins că vom reuși să finalizăm și cel de-al doilea pod pe care îl facem acolo, la Teiș, deși lucrează foarte bine, foarte bine constructorul și suntem în momentul de față la faza de a aduce grinzile în zona respectivă. De asemenea,
pe fonduri europene grădinița din Sagricom și vorbesc numai de investiții care se vor finaliza în următoarele 3-4 luni. Cel mult. Așa cum a spus, spre dezamăgirea unora care ar fi vrut să nu se întâmple nimic în acest oraș. Da? Sunt lucrări importante. 80% lucrări finanțate din surse atrase, și mă refer la fonduri europene sau Programul Național de Dezvoltare Locală, cele pe buget propriu, din păcate, merg puțin mai greu decât ne-am fi dorit. Dar sperăm că odată cu sfârșitul lunii iunie, când vom reuși să recuperăm din acest deficit bugetar, să meargă toate foarte bine. Sperați la o rectificare? Cu siguranță vom avea o rectificare pozitivă. 100%. Pozitivă la... Dar nu de la guvern, ci de la veniturile locale. Deci de la guvern nicio șansă. Nu prea am văzut nimic. Nu știți că ne-au luat? Ce să mai... Eu n-am vrut să mă iarăși, n-am vrut să... Vă iau în ianuarie, dar hai să vă dau banii înapoi în... Păi nu, ne-au luat luna trecută, în plină pandemie. Ne-au luat 220.000 de lei în plină pandemie, după ce ne-au spus că ne dau 1.000.000. Și până la urmă am ieșit, cum se spune, și cu banii, și cu banii luați, da? Da? Și fără acel milion. Bun, locuințele ANL, știu că ați abordat acest subiect și în cadrul unei conferințe de presă. 7 luni a trebuit Ministerului Dezvoltării să aprobe indicatorii tehnico-economici în condițiile în care autorizația Eu nu vreau să discut în contextul despre acest subiect și o să spun acum. Dacă în acest an vor fi finalizate acele locuințe ANL, este un program, un proiect al ANL, Ministerul Dezvoltării, nu are nicio legătură cu administrația locală, eu voi fi primul care voi felicita Ministerul Dezvoltării când să fie finalizat și ANL-ul. Da? Bun. Eu am spus lucrul acesta. Sau în momentul în care vor fi finalizate, da? Dar nu peste 10 ani. Da? În momentul în care eu voi fi cel care voi spune, da, domnule, recunosc meritul și nu se va mai bloca acest proiect. Pentru ce s-a întâmplat? ANL a avut un constructor, a reziliat contractul și după aia Ministerul a avut nevoie de 7-8 luni de zile pentru a actualiza niște indicatori economici. Asta, de fapt, e mare realizare. Și acum trebuie să lanseze licitația de execuție. 146 de unități locative. Să dea Dumnezeu să fie așa cum au spus liberali. Să dea Dumnezeu să fie. Dar nu prea îmi dau seama. Lumea că directorul ANL este chiar un târgoviștean al nostru, Jet Beget, e vorba de avocatul Adrian Chițescu. Da. Bun, stadionul Eugen Popescu, domnule primar, e un subiect care încinge spiritele. Încinge spiritele, dar nu știu când stadionul va putea să fie utilizat sau când stadionele vor putea să fie utilizate. Pe aia e altă discuție. Da, în al doilea rând, așa cum am spus, după ce vom reuși să ne revenim financiar, asta înseamnă luna viitoare, da, vom relua într-un rin susținut lucrările și la stadionul Eugen Popescu. Acolo, în pofida faptului că nu se vede, sunt făcute lucrările la rețelele de canalizare, este făcut gazonul până la nivel de așternere efectiv a gazonului. Inclusiv pe zona de preluare a apelor și așa mai departe. Deci s-a lucrat acolo. Bineînțeles că nu în ritmul în care eu mi l-aș fi dorit, că nici eu n-aș vrea să fie adus în discuție acest subiect. Dom'le, nu se face, nu se face. Sunt mulți, sunt mulți târgovișteni, dâmbovițeni iubitori de fotbal. Da? Eu le spun că în momentul în care vom avea recuperată, nu integral, pierderea, da? Vom avea un ritm susținut și la stadionul Eugen Popescu, la fel și la stadionul și la terenul de antrenament de lângă complexul turistic de natație, unde mai este depus numai suprafața sintetică. Atât. Care revine Federației Române de Fotbal. Atât. Apropo de deficitul bugetar, pe aceasta era perioada în care și complexul turistic de natație ieșea pe plus. Tocmai la asta mă gândeam, da? În acest moment... Am înțeles că de la 1 iunie se vor deschide apa din bazin, din bazinele. Nu e vorba de bazin aici, vorbim de ștranduri. Nici de ștranduri, apa nu afectează. Dom'le, sunt specialiștii. Noi avem 5.000-6.000 de oameni vizitatori, pe zi. Pe zona de ștrand. Nu o să ne permită nimeni.
Și am avut încasări, vorbeam de dimineață cu Ciprian Brisăcaru, care este directorul complexului turistic de natație. Am avut încasări anul trecut undeva la 2,3-2,4 milioane de lei. Da? Bani. În momentul ăsta, nimic. Bine, aia nu reprezenta doar profitul, pentru că erau și... Nu era profit, erau ăla. Câteva luni în care complexul se susținea. Putea să-și adică genereze veniturile necesare finanțări. Pentru că în rest, vă dați seama că nu are cum să se financeze. Bun, să sperăm că se va da drumul. La 1 iunie am înțeles că se vor da drumul la terase. După 15 iunie, am înțeles că de la 1 sunt programate deja. Să duc toți burul la mare. 10.000 mizează pe 10.000 de turiști. Astăzi am văzut la televizor. Eu știam că de la 15 iunie se pot se vor lua măsuri. În sfârșit, să dea Dumnezeu să depășim cu succes perioada asta. Exact, să depășim cu succes perioada aceasta și, nu știu, să fie odată și alegerile alea, să ieșim din... Nu, vreau să vă întreb, ce fac în perioada asta, domnule primar, artiștii, actorii Teatrului Municipal Toni Bulandra, dar și sportivii de la Clubul Sportiv Municipal Târgoviște, pentru că e o situație critică și pentru ei și această absență a activității, știu eu, are urmări pe cei mai nefericite. Cei mai mulți sportivi sunt oricum cu contractele finalizate la acest moment. Da, sunt finalizate. Pentru oricum, că s-a terminat sezonul. S-a terminat sezonul, da. Fără cu niciun trofeu, fără nimic. Așa se întâmplă de fiecare dată. Nu... Da. Iar în rest se utilizează aceste soluții pe care le avem, nu știu, șomajul tehnic și așa mai departe, pentru că asta e situația. Reprezentanții teatrale nu au mai fost de foarte mult timp. Nu, dar e o situație critică, mă vedeam și pentru artiști, și pentru actori, pentru toată lumea, adică n-au nicio activitate. N-am făcut concedier. Asta e un lucru bun, adică nu i-ați dat afară ca să nu... Nu. Dar bineînțeles, veniturile au fost reduse. Este și o chestiune de management. Mărturisesc că n-am făcut o analiză foarte detaliată, cel puțin la Teatrul Municipal, pentru că n-am intenționat să facem reduceri de personal pe această zonă actorilor, să concediem actori și așa mai departe, personal artistic. N-am vrut să facem lucrul acesta. Și să nu uităm, când ne apropiem de finalul emisiunii, marele proiect cu modernizarea transportului public, domnule primar. Suntem... În acest când moment, vin primele autobuze, Mercedes? Eu sper că în toamna aceasta. Am semnat contract de finanțare, 163 de milioane de lei. Am semnat primul contract de furnizare autobuze, 28 de autobuze Mercedes-Benz Citaro Hybrid, autobuzul anului 2019. Vor veni în Târgoviște, da, sigur că termenul e mai mare, dar eu sper ca primul lot să vină măcar în această toamnă. Au fost probleme și pe industria producătoare de autobuze, de automobile în general, în contextul în care fabricile din Germania au fost oprite, au fost repornite și noi sperăm să avem cât mai curând în Târgoviște un transport public local modern, eficient, sigur, pentru că în afara autobuzelor vom reabilita stațiile de traseu, vom construi un depou lângă complexul turistic de natație, o stație de capăt lângă oțelul Inox și încă una pe Bulevardul Unirii, unde este sediu acum al operatorului de transport. Vom reabilita bulevardul Regele Carol și de asemenea bulevardul Mircea cel Bătrân plus pasajul când de la... Când vor începe lucrările la... Păi suntem în licitație, nu pot să vă spun licitație, da, bun, o ultimă întrebare. Nu ne-ați spus când se va termina modernizarea stadionului Eugen Popescu. Să nu spuneți că nu că depășim anul ăsta, că pierd un pariu. Noi facem toate eforturile pentru a finaliza pierd acest an. Pierd un primar an. Serios. Un pariu. Un primar. Am înțeles. Doamne, eu sper să câștigați. Dacă primar, un pariu foarte... Am înțeles. Am înțeles. Dar trebuie, știți cum, că și acum cu pandemia asta trebuie să se suspende. Pandemie, nu e bine, pandemia ca pandemie, dar 1.067 de milioane, eu cât aș dori să le las, n-am cum să le ignor. Asta e foarte... Deci chiar n-am cum să le ignor. Dar stați liniștit că începând cu luna următoare, când vor începe să crească încasările, mergem împreună pe stadion și vă arăt ce se întâmplă acolo. Corect. Da? Trebuie să vină și instalația de nocturnă. Totul. Totul.
Bun, ne asigură domnul primar că anul ăsta o să avem măcar facem toate eforturile, am spus, măcar facem toate eforturile. Păi nu, asta nu e o garanție, măcar facem toate eforturile. Păi, domnule primar, nu, ne-ați asigurat tot timpul că termina stadionul. Asta nu... Credeți că eu nu vreau? Păi nu, dar măcar facem toate eforturile, nu, începe să eu fie spun foarte... Spun că facem toate eforturile, deci nu e un clișeu la mine, cred că ați observat. Nu am spus că e un clișeu. Deci nu este, chiar nu e un clișeu. Dar mi se pare că bateți în retragere acum. Nu bate în retragere. Vă spun care este situația. Speram și eu să reușim să trecem mai repede peste situația aceasta. Lunar facem analiză financiară și am finalizat această analiză și astăzi le-am. Rezultatele acestea sunt. Bun, mulțumim pentru prezență, domnule primar. Iată, ne-ați dat foarte utile informațiile apropo de activitatea administrației publice locale, doamna și noi. Mulțumim pentru prezență. Succes în continuare în activitatea noastră administrativă. Mulțumesc și eu mult pentru invitație. Le mulțumesc și târgoveștenilor pentru atenție, pentru interesul pe care îl arată, pentru mesajele pe care le primesc, pe care mi le dau. Încerc din toate, cum să spun, cât pot eu să răspund, da? Poate că nu răspund atât de repede, poate că, dar am o activitate destul de intensă, dar când am ocazia, mai ales seara, stau, mă uit și până la 12:30, 1 noapte, discut pe rețele de socializare, pe Messenger în principal. Bun, da. Mulțumim cu toată pentru prezență, succes în continuare, mulțumim prieteni, știne ora 20, motoul emisiunii este același, nu vă pierdeți niciodată speranța, indiferent ce s-ar întâmpla. Mâine seară ne revedem la aceeași oră, exclusiv vicepreședintele PSD Dâmbovița, fostul deputat, cum îl cheamă? Ionuț Săvoiu. Nu știu la cine vă referați. Ionuț Săvoiu, președintele Uniunii Geodezilor din România, doamna și domnul, exclusiv la noi în studio mâine seară, ora 19. Dumnezeu să vă binecuvânteze. La revedere!